Salutare, dragi tovarăși, nu știu ce cu vedeam, mă, este așa plin de energie, nu știu, începe să iasă și răceala din mine. Mă rog, hai să-mi termin totuși formula de început. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod, proaspăt, fresh, toate cele bune, de-abia scos din fabrică, cu naftalina pe el, toate cele. Bă, dar stai, mă, să mă duc totuși la checkpoint aici, că nu mi-am pus waypoint. Bă, unde mi-e misiunea asta? Bă, unde dracu, o misiune? Parcă pe undeva pe aici o aveam sau... A, uite aici la mama dracu, bă, undeva să-mi dau teleport, ia mă, uite aici, bag un fast travel. Știam eu că nu mă aflu în zona bună sau ceva, oricum, am povestit și în episodul de Call of Duty 2 pe care cred că l-am pus ieri, mă rog, adineori am filmat episod de Call of Duty 2, nu contează. V-am povestit că mi-am upgradat cam toate căcaturile de aici. Întâi și întâi am eliberat toată mapa, după cum vedeți, toate au posturile și astea, le-am rezolvat, i-am delete pe toți, i-am măcilărit. Acum să mă elibereze, să mă pot duce și pe partea asta. Ia uitați câte outposturi, văd că sunt și... Ok, chestii de-astea încă n-am avut, campuri din astea ce ar trebui să fie. Outposturi, deci căsuri din astea n-am avut până acum. O să fie interesant ce o să avem aici, toate radio-uri, taurile făcute. De upgrada mea, m-am upgradat cam tot ce era de upgradat aici. Dai, nu aici, aici era crafting. Hai, nu aici. Deci, după cum vedeți, all toate, all și aici. Și aici mi-am făcut și astea pentru cu săgeți, în caz că mai am misiune de astea de vânat, dar nu cred că o să mai am. Mă rog, hai să mergem la misiune. Stai, unde? Ok, practic trebuie să mă sui pe dita mai stânca asta. Cum dracului să mă bag pe aici, nu știu. Aha, hai că pot pe aici, ok, e un drum în direcția asta sau e o cascadă. Bă, ce drept, măcar are cascadă jocul ăsta. Stai, mă, că sigur trebuie să mă pot sui pe munte pe aici. E, totuși, ia, văd că e o peșteră pe aici. Hai să vedem pe unde duce. E, bă, cât am mai găoază aici. Și că e găozul mătă. Mă rog, hai că am ajuns să vorbesc singur. E perfect normal, n-am ce zice. Mamă, ce mișto e aici. Hello. Careva. Ok, pe aici n-am mai fost. Mi se pare interesant. Wow. E, hai să sărim în apă. Hali, hop, boom. Bă, aici nu sunt crocodili, nu? Dacă sunt crocodile, am încurcat-o. Ok, să văd cam cum, pe unde aș putea să merg pe aici. Te trezești că nu trebuia să merg pe aici. E, oricum, mai explodez și eu din mapa asta. Fac o misiune eventual. A fost ceva pe aici. Îmi văd că pot să iau misiune, dar nu mersi, nu trebuie. Hai, climb. Zace și ăsta mort aici. Hai să lutăm. Ne dai un dolar. M-am aplecat pentru un dolar. Mai mare sărăcie n-am putut să văd. Ia-mă, cutia asta poate mai mult. 21 de dolari. Hai că mai bine. Hai. Hai, prinde-te. Pune-și piciorul, Jason. Hai, urcă-te. Bun. Poate se rupe schela asta cu noi. Ce crezi că dacă îi dau o cărămidă cade toată? Hai, urcă! Hai că poți fi bărbat, ce pizda, mătii! Shark fetish item? Sau asta scrie acolo? N-am fost atent. Cutii pe unde ori mai fi? Cred că-s pe deasupra, nu știu. Hai, urcă! Ma, chestia asta e mișto! Nu știam, deci chiar nu știam chestia asta dacă m-am plimbat pe mapă. Locul ăsta e chiar mișto. E, în locul ăsta e bun să te ascunzi, să te uiți de pe telefon la filme porno, că nu te prinde nimeni. Mă rog, dacă bate semnalul la filme porno, ți le descarci pe ceva dacă e. Hai, dăm coace toate astea. Mai are rost să mă aplec să văd câți bani dă ăsta. Hai că ăsta m-a mai dat niște căcaturi. O, asta e cutie mișto. 200 și... Mamă, câți bani mi-a dat ăsta. Da, a fost ceva pe aici de zacă, ăștia morți, că ăștia sunt din tribul meu, dacă le putea zice așa. Ok, deci. Mișto un artefact. Aici un bolovan căzut, ia mă, dacă îi dau cu granada, ce se întâmplă? Ne, rămân bolovan, e la fel. Cred că am venit degeaba aici, nu mă duce la misiune, dar nu contează. Hai că mi-a dat granada înapoi măcar. Stai mă că mai sunt niște cutii pe aici, uite una aici, hai. Deschide, deschide-o și pe asta. Mai găsești un artefactele astea, mă rog. Hai, Jason, fugi.
Mai era o cutie pe aici undeva, văd că am ratat-o. E, dă-o dracu. Ia, mai e ceva în direcția asta. Mai explor și eu locul ăsta, chiar mi se pare interesant, n-am ce zice. Ia mă, și pe aici unde mă duce? A, și mă duce înapoi la bază. Că e acolo ăla de fast travel. Hai, urc o dată, Jason-e. Sau poate măcar mă pot sui pe munte, în vârf acolo. Și m-a băgat aici. A, deci erau intrare și pe aici. Frumos, hai că m-am plimbat un pic cu ocazia asta. Mai explore și eu mapa. Ok, înseamnă că pe partea asta pot să mă sui pe munte. Deci am crezut că păsările erau niște șerpi. Aia, mă rog. Hai mă, nu pot să mă sui pe munte pe aici. Cred că probabil mă trebuia să dau fast travel în alt. A, uite, stai mă că e stradă pe aici. Merg pe strada asta. S-a stricat mașina la tipii ăștia, frumos. Ok, hai că pot să merg acum pe aici. Da, deci trebuia să urmez drumul. O să am 450 de metri de mers. Un kilo, jumătate de kilometru. E, nu niciun bai. Mai explorăm și noi zona asta. Să iau mașină. Ne, că o să merg prin pădure mai mult. Ia, am cumva vreun skill point ceva de băgat. Totuși să-mi dau să alerg prin junglă. N-am. Dar chiar mă, l-am tot și pe ăla ca să pot alerga mai repede prin junglă. Nu l-am. Să-l bag acolo, să alerg mai bine prin junglă. Mai știi. Nu sunt fugării de ceva sau trebuie să mă ascund, să mă grăbesc. Mă rog. Nici armură nu mi-am luat măcar. Deci pe scurt mă duc câine sur la vânătoare. Măcar mi-am făcut niște siringi din alea faine. Să-mi iau de, să-mi dau de acum una. Ne, hai că le mai păstrez. Măcar acum pot să alerg liniștit că nu mai apar teroriști din aia. Sau ce ar trebui să fie, mercenari, pirați, morților. Aha, uite un pod. Hai, du-te pe podul ăla. Ma, dar mult m-am mai plimbat așa. Cred că a făcut ăsta niște muși la picioare. Eu nu, dacă alergam atâta, muream până acum. Sunt puturos mare. Uite, mai puturos eu. Ok, văd că am și niște cutii pe partea asta. Hai, ce avem noi pe aici? Mini flashlight, 21 de dolari. Ia, muniție pe aici. Am full gloanțe. Asta e orice gloanțe ori fi de shotgun. Văd că, a, se dă cam de toate. Am muniție full. Hai să ne continuăm drumul atunci. Stai, m-am blocat. Hai bă, sărgardul ăsta, bun, gata, hai. Văd că misiunea este în direcția asta. Sper să mă pună să mă împușc, nu de alta. Sau măcar să-mi dea și cealaltă parte a insulei. Insulei să mă plimb și eu pe acolo. Da, stai mă că văd că e un artefact pe aici. A, e băgat sub pământ, trebuie să mă bag pe undeva prin catacombe să ajung la el. Frumos, n-am ce zice. Stai, uite aici peștera. E cumva o peșteră aici ceva? E dărâmată. Ma, văd că pe aici o mină ceva. Oho, câte cutii sunt pe aici. Acum nu prea am nevoie de bani, deja am 5.000 de ve. Nu cădea. Bun, n-a căzut. Hai să ne ce misiune de tipul ăsta. How the f- you fucker, you took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. Deja filmez de vreo 10 minute. Tot ce a fost decât să strâng niște cutii, niște luși, să iau un artefact. Măcar mi-a mai dat niște bani și niște XP. Ar trebui să mă pun să caut artefactele astea, că îmi dă XP bun. Vreo 3-4 de alea mi-am făcut skill point-ul. Și pot să mai agradez ăsta, caracterul. N-am să strâng toate alea. Și nici misiunea de asasina nu le-am făcut, le-am făcut doar pe alea de vânătoare. Da, bine, cine dracu stă să-l fac și pe alea. Le-am făcut pe alea de vânătoare doar ca să-mi agradez caracterul. De nu m-am chinuit să vânez cu arcul toate animalele posibile. Până și rechin m-a pus să vânez cu arcul, că de ce nu? Vreau să mă duc cu barca și să trag cu arcul după rechin. Treasure Hunters has been after that crap ever since. Even the bloody chaps told the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Chin up. Good luck. Bun, deci să înțeleg că trebuie să ne băgăm în mina asta. Nu-i așa? Hai, în mina asta trebuie să merg. Păi de ce nu? Normal. Hai, aprinde lumina. Bine că se aprinde automat becul. Lanternă, mă rog. Ei, are și ai și lanternă în jocul ăsta. Pentru toți fanii lui Codrin cu are lanternă, avem. Avem și cascade, tot ce trebuie. Ok, nu înțeleg de ce mă învârteam așa.
Ok. Hai, împinge, bagă forță. Ce l-am dilip pe ăsta? Frumos că vorbea singur. Takedown! A fost mișto. Ar trebui să dau takedown-uri mai des, că îi lootează automat. Mimă molotov, deci se pare că o să am nevoie de acesta. Da. Ha, dacă mi-a dat molotov, dă-l încoa. Opa, aruncă și ăștia cu molotov. Hai să ne pizdim cu molotov atunci. Un cocktail de ăsta nici rușii nu beau. Arză-te, ar focul. Mamă, ce le-am dat foc aici. Ce râde ăla care e tardatul. Nici acum nu mi s-a terminat armura. De fapt, ia stați un pic. Hai să vă arăt ce siringi. Siringi, mă rog, mi-am luat. Ia uitați, stați. Hai să mai craftez câteva. Use, ia uitați. Poc, încă 4 bări de HP. Trebuia să-mi fi luat și armura full. Era mai fain așa. Dă medkit-urile, dă toate astea. E tu interact. Du-te înainte. Cred că o să bubuie. Da, ți-am zis eu că o să bubuie. V-am zis eu că o să bubuie. Că presupun că nu este un singur om care se uite la clipuri. Ăsta zace mort. A, ăsta a luat-o la fugă. Ia de aici un glonț în cap. Ai că am tras ca dracu să moară Gibilan. Încă unul. Hai, stinge-te, stinge-te în rasa mătii. Nici nu mai văd unde sunt. Da, mă, unde m-am băgat? Bine că mi s-au terminat bateriile la mouse, că și așa am sunt pe terminate. Poate mi se termina acum bateriile, că îmi bag toată cioaca. Și acum cred că e închis la magazine, e aproape 10 ceasul. Sau nici nu știu câte ceasul. Dar oricum, cine dracu să o mai duce la magazin la ora asta să ia baterii, nu știu. Și nu cred că am, și mi se pare că n-am niciun mouse de ăsta pe fir prin casă. Mă rog, cel puțin am neîncambră, nu stau să mă duc până la tata jos în bar la calculator, că poate mai are câteva pe acolo. Că am mai luat el la om de niște mouse-uri și tastaturi să le aibă la îndemână pentru cine o vrea mouse. Ok, un sniper în partea aia. Hai să mai dau o dată niște săgeți, doamne, siringi. Nu da asta, da asta la altă. Craft, use. Bun. Și l-am delete. Am apăsat din greșeală pe F9. Am oprit un pic filmarea că a trebuit să-mi iau o pastilă. Mă rog, o vitamină de supt. Că se pare că trebuie să suc ca să-mi treacă răceala. Nu o să-mi dea și mie pastile de-a de înghiții sau ceva, sirop de băut. Să-mi dea pastile de supt. Hai, faceți mișto de mine acum că trebuie să suc ca să-mi treacă răceala. Ată ce acră e, băgamiaș. Vitamina C de-aia de acritură, de blămâie, de morții. Mai sunt sniperi? Nu. Ăla e soldat simplu. Frumos. Cum n-aibă mai ține ăsta partul ăla fotografia dacă nu mai zic nimic?
Dar numai pe lângă trag. Gata, mă, în sfârșit l-am dirijit pe ăsta. Hai, împinge! Asta vrea să vină acum după mine? A murit pe drum. Cred că asta le împing așa să... Ne distrag, atenție sau nu știu. Acum trebuie să aștept să stingă focul. Armură, perfect. Fix de asta îmi trebuia. Mini flashlight. You got to suck my dick, bitch. Psych, that's the wrong number. Mamă. Prea OP arma asta aici. Dacă ajung să dilesc tank-ul atât de repede, e foarte bună. Dacă era să fie nevoie să trag cu Kalashnikov-ul, poi marți-l dileam eu pe ăsta. E foarte bună arma asta aici. Nu regret că am locuit F1-ul ăla. Mă rog, era famas, dar în joc aici se cheamă F1, că de ce nu? Op. Bă, dă-i dracu ce vină încoace. Rezolvăm în... Hai, veniți încoace. Hai, mă. Hai, mă. Vă ține. Am un shotgun aici. Mamă, se aude în toată peștera când tracuie. Da, las că e fain. Cu un glonț l-am și delete. Lasă molotoful. Am luat foc? Hai că n-am luat. Lasă molotoful. Sniper nu-i bine. Iar vine ăștia. Hai veniți încoace că sunteți stari. Vă dau cu shotgun în cap. Vă ia mama dracu. Prea șmecher shotgun-ul ăsta. Nu regret că mi l-am cumpărat. Neva, nu l-am cumpărat, l-am upgradat să am țintă așa mai luminoasă pentru noapte. Puteam să-mi pun o țintă din aia roșie, dar... Ne, mai fain e așa. Pare așa, mai simplu. Hai, încarcă. Ce urlă ăsta ca handicapatul? Bă, dar ăștia n-au auzit când am tras cu shotgun-ul ăla. E, mai trag o dată. Dai frumos, le dărâm și... A, deci poți să le dănui și peștera în cap. Mișto chestia asta. Hai, dă cu molotoful după mine că mă nimerești. Dă-i, dă-i că mă nimerești. Dă-i. Zovia de-mi poate pică vreun bolovan ăsta în cap. Era și un nivel prin Far Cry 1 care îți mai pica din tavan în cap dacă trăgeai într-o butelie. Da bine, atunci trăgeai într-o butelie și aia bubuie. Nu butelie, butelie. Că așa se zice, butelie. Hai mă, nu pot să lutez. Dă-mi cu amuniția de... sniper atunci. Ok, și acum trebuie să-și pun ăsta compasul. Hai, bag acolo pusolă, e compas, nu? Nu compas de la care i-am tăiat eu gâtul unuia în clasa 10-a. Nu, nu glumesc, mă rog, el a băgat gâtul în compasul meu. Răzvane, dacă te uiți la clipul ăsta, suși pula!
și ziceam că mă abțin să înjur și totuși că n-am, mie că se uită prost. Dar bine că trebuie să apară șopârle din astea pe aici, Varani sau Dragon, Dragons, nu știu cum în engleză, pentru că da. Româna se are foarte bine cu toate celelalte limbi străine. Mamă, un loc de ăsta era și prin Tomb Raider, mi se pare. Ok, să mergem. Hai, rupeți picioarele. A, trebuia să sar pe asta. Bun, hai că e bine că mi-am stricat doar din... Bă, dar nu e niciunul pe aici, a? Ok, văd că nu e niciunul. Hai. Și acum pică peștera, nu? Să înțeleg, trebuie să fug până acolo sau... Stai. A, fuge ăsta automat sau... Stai mă, pe aici nu pot să mă duc. A, nu-i nimic aici decât un... Oh, țestoasă. Bă, asta cred că e luată din World of Warcraft, din Myth of Pandaria. Dacă v-ați uitat la episoade, știți că erau niște țestoase în alea pe acolo, pe la construcții. Hai să lăsăm dracu World of Warcraft-ul să fac și o misiune asta mai repede. Mie că rămân și fără baterie la mouse. Alt varandă asta. Mor, du-te, dracu. N-am de la dăștea când a trebuit să vânez. Și când să fac misiuni de alea speciale. E frumos, hai că în locul ăsta începe să-mi și frameze. Mulțumesc mult, placă video, mulțumesc mult. Deci da. Bă, cred că ne ducem în peștera lui Batman pe aici, câți liliești se aud. Hai da, Sir Jason, rupeți picioarele. O, oh, mă, ce cât de-am acolo. Bun. Sir, din nou, rupeți picioarele. Și a murit, că de ce nu, că ăsta nu e în stare să se prindă. Eu mă bazam că se prinde, cum de-ați văzut. Mai săream cu ăsta se prindea. N-aș tu să se prindă aici. Bravo, Jason. Devii din ce în ce mai șmecher pe zi ce trece. E, cu Jack Carter nu se compară niciunul. Stai că iar apare varanul ăsta și în jur. Hai că nu l-am înjoie data asta. Tu-s morții, mătii. Bun. Stai. Cum... Op. Ok, deci cum naiba ar trebui să merg pe aici? Nu știu. Săritură. Poc. Rupeți gâtul. Bun. Și mai sare o dată. Așa. Dacă sigur o să apar niște animale pe aici. Alvaran. Stai că se mai aude unul. Cred că e un șarpe pe aici sau... Nu-mi dau seama. Da, e un șarpe acolo. Ai murit? Bun. Aș putea să lutez varanul ăsta, dar n-am nevoie de... Bine... Dragon, nu știu cum se zice în engleză. Dar știu că în română se traduce varan. Îmi amintesc de când mă uitam pe Discovery când eram mic. Deci în loc să mă uit la desene, la ucueții din deal ce dădeau pe atunci, mă uitam la Discovery. Sincer să fiu, dacă ești cam de vârsta mea și dacă nu te uitai la Bear Grylls când erai mic, chiar că n-ai avut copilărie. Nu știu, dar eu chiar așa o să le zic la copii mei dacă o mărita vreuna cu mine și o mai și făta, dacă noi fi nevoie să adopt, o să-i spun la copiii mei. Bă, pe vremea mea, eu nu mă uitam la desene ca voi, mă uitam la Bear Grylls și astea. Ia, mi-a venit în stomac un buștean de ăsta, dacă nu mi-a venit în burtă să-mi rupă mațel degeaba. A, nu ți-a, adică mi-a venit peste picior. Ei bine și așa, nu s-a zdrobit vreo unghie, nimic pe acolo, măcar... Nimic se pare. Mai sunt alte fete, mai sunt unele fete în schimb dacă s-au zgâriat un pic unghia și asta zici că le-ai înjurat de morți să moară gibina că ți-ai rupt unghia. Cine te pune fă să ții unghia de 30 de metri? Eu dacă îmi greșesc un pic unghia o rod așa sau o tai. E chestia că eu la mâna dreaptă nu pot să-mi tai unghiile, iar mi-am rupt picioarele frumos. Eu la mâna dreaptă nu pot să-mi tai unghiile cu forficuța cu mâna stângă. Că nu pot să folosesc mâna stângă și mi le rod de nevoie la mâna dreaptă. În rest, la stângă le tai cu forfeca. Și la picioare la fel, nu vă gândiți că stau să-mi rod unghie de la picioare și să țin în gură tot jegul. S-au prins flăcări automat, mișto. Stai. Ia dă-mi coa. Frumos că nu mai apar cutiile pe partea asta. Ceva pe aici. Dar nu văd ce. Încă un varan. Dar e plin de șopurile de-astea. Urmașii dinozaurilor, mă rog, ce-a mai rămas din ei, o formă mai mică și inofensivă. De ce presim că o să mai fie niște șerpi pe aici să mă muște de cur? Ia, văd că pe aici e un artefact, dar mai întâi să mai o cutiuță de-asta. Hai că am ce vin de când ajung la baza acolo. Ce dracu o fi asta? Nu știu.
Încă o bucățică din compas frumos și... O să ia foc toată asta. Stinge-te, idiotule! Fugi! Run, bitch! Run! Ia! Boom! Cade toată asta. Hai! Nu-mi cade și mie una în cap, cum se întâmplă obicei. Ok, sper că nu mai pot întoarce. Hai să fug. Fugi, Jay, să fugi. Hai, poate un pic un bolovan de ăsta. Hai să nu mă mai uit în sus cum cad bolovanii, că începe să-mi frameze după aia. Că de ce nu? Hashtag, mulțumesc multe Nvidia. Mai bine luam un AMD Radeon HD sau cum sunt plăcile astea noi. Și acum, să... Prinde-te, prinde-te, hai. Pune și piciorul. Dacă cazi acum, te bag în pizda, mătii. Fugi, Jason, fugi, fugi, fugi. E bine că mi s-a făcut una cu HP-ul, fără să mai dau. De fapt, stai că mi-am dat toată cu siringă din aia. Și sări. Hai că e bine că fugi auto. Lumină. Aaaa. Bun. Bă, cred că filmez deja de vreo jumătate de oră, nu știu, dar ai zice să închei și eu episodul ăsta. Hai să vedem totuși ce animații ne dă acum de final. Ce fericit ești. Stai așa cu cămașa deschisă, cu tatuajul, cu dita mai capra, mă rog, cerp, ce-a trebuit să fie ăla. Ce telefon are ăsta? Înțeleg că jocul în 2012, dar tot. Dar tot, și ce dracu? Telefonul ăsta era și în Far Cry 2. Hector, good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get keep. No. So, any close to finding me knife yet? I'm almost there, I think. Și acum am devenit pielea de pe mociucă pentru tipul ăsta. Trebuie să fac toate misiunile. Ai, mai vrei să-ți vorbești și cu sir? Dumnezeu, unde nu scoteam eu acum pistolul și dădeam un glonț între ochi? Ce lejer, pe mine mă trimite la misiunea mama dracu cu cuieții din deal și stă lejer și eu trebuie să mor acolo, să-mi pice bolovanii în cap, că de ce nu? Bun, ce pot spune? Cam atât și pe acest episod de Far Cry 3, eu sper că v-a plăcut. Dar mai întâi să ne băgăm un skill point, că văd că ne-a dat. Ia să vedem, în ce să ne băgăm puncte? Ce avem aici? Un takedown din săritură, nu-i rău. Să trag când sunt pe tiroliană. Nici asta n-ar fi rea, dar având în vedere că eu nu știu să trag nici când stau pe loc cu sniperul. Dar aminte că sunt pe tiroliană. Efect cu 50% mai lung la siringi. Asta e bun dacă folosesc siringi, dar gen să respir sub apă și astea. Dar nu prea folosesc. Ia mă, ce mai avem pe aici. Deci, să înțeleg când mă dilești o mașină sau o dilesc eu și am mai puțin damage, nu înțeleg. Ok, deci iau doar jumate din damage-ul de la foc, asta cred că pasta mi-o dau caltă. Sau, ia stai. Reload pistol, SMG, shotgun, 25% mai repede să-mi încarc. Și asta ce vine? Mai nu să așa, more quick and switch weapon. Să schimb arme mai repede și aici ce-ar veni? Reload rifle, asta mi-ar fi bună să încarc mai repede. Sau să-mi dau asta să alerg mai repede. A, să-mi mergi mai repede când sunt pe... Chiar nu știu. Am și ăsta Ninja Step. Greatly reduce noise. Da, mai bine mi-au ăsta. Las că mai fac eu ceva ok, rap, să mai fac, să umplu skill point-ul ăsta. Bun. Bă, cam atât cu acest episod de Far Cry 3. Ce să mai spun eu, sper că v-a plăcut. Hai mă, ce tatuaj ți-ai făcut aici, wow. Bun, așa. Ia mai departe misiunea unde ne-a dat-o totuși. Eu sunt la mama dracului aici, ăsta e la tata dracului aici, frumos. O să mă duc pe aici, tip și ajung acolo. Bine că măcar am eliberat toată mapa. Mă rog, cam atât și pentru acest episod de Far Cry 3. Eu sper că v-a plăcut cum era pe care să-mi pice bolovan în cap și tot am căzut ca idiotul de pe stâncă. Ce să mai spun? Cam atât. Dați și voi câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Mamă, stai că e ceva pe aici ascuns. Ia mă, unde e cutia aia? Cred că e în vârful la chestia asta. Hai mă, toți să iau și cutia asta. Ia-ți aer, bagă-te înapoi. Dă încoace ce ai în cutie aici. Oho, 200 de verzișori. Bun așa, am deja 6000, dar n-am ce face cu ei. Mă rog, cam atât cu acest episod. Și până data viitoare, ciao les.